Bună și bine ați revenit la un nou unboxing de premii pentru luna martie! Începem acest unboxing cu un pachet pe care l-am primit de la L'Occitane en Provence. Nu știu dacă am citit corect, franceza mea nu este extraordinară, dar am câștigat acest premiu pe Instagram de ziua femeii. A trebuit să taguiesc o prietenă și să dau un share pe story concursului lor. Și se câștigau două parfumuri, unul pentru tine și unul pentru prietena ta. Iar prietena mea, cea căreia i-am dat tag, a fost mama, deci haideți să vedem ce am câștigat pentru noi. Acestea sunt cele două parfumuri foarte frumos prezentate în cutiuțe. Și haideți să văd dacă pot să le deschid. Să vedem. Este un parfum Herbae, se numește, de la L'Occitane, la 50 de mililitri. L-am căutat pe net să văd cam cât costă și este 329 de lei. Deci destul de scumpus. Și mai am încă ceva în această cutie, dar nu știu ce este. Haideți, e ca un pliculeț. Probabil că e ceva înăuntru. Ia să-l desfacem împreună. Acum înțeleg, sunt mostre ale produselor lor. Ia să vedem. Sunt foarte multe mostre. Să fac un pic de ordine pe aici și să vă arăt ce era în acest pliculeț. Ce multe sunt! Deci, avem cremă de mâini pentru mâini foarte uscate, avem o mostră de ser, apă enriched water, cred că este ca o cremă, trebuie aștept să le încerc, că sunt foarte interesante, cremă de noapte, astea chiar vreau să le încerc. Ce mai avem? Încă o cremă și un, tot așa, un ser, pare pentru ochi. Le poți testa produsele înainte să le cumperi și în șanse să devii client. Iar cel de-al doilea set probabil că conține exact același lucru. Da, cel de-al doilea set conține exact același lucru și acea punguță cu mostre. Acesta va ajunge la mama, că tot a fost câștigat de ziua femeii și sunt foarte mulțumită. Mulțumim frumos L'Occitane en Provence. Știu că au magazine de obicei în farmaciile Sensiblue, acolo am văzut că au câte un stand. Produse high-end, adică nu sunt foarte ieftine, deci sunt super încântată că le-am câștigat. Mulțumesc frumos încă o dată! Astăzi vă iau cu mine la o ședință de masaj la Caruna Masaj Brașov, pe care am câștigat-o pe Facebook la un concurs de tip like and share și haideți să vă arăt cum arată această nouă clinică de beauty. Este foarte modernă, nou construită și chiar aveam nevoie de un masaj de relaxare. Astăzi a mai venit un premiu, un ghiozdănel foarte frumos de la Delicate Accessories. Am putut să mi-l aleg, l-am câștigat pe Instagram la concursul organizat de ei cu ocazia Zilei Femeii și am putut să-mi aleg culorile din care este făcut și eu mi-am ales acest imprimeu foarte colorat pentru că îmi plac lucrurile colorate. Haideți să vă arăt. Această parte este din piele. Acesta este interiorul. Are buzunărel pentru lucruri mai importante într-o parte. Este foarte drăguț. Are și sigla firmei. Iar pe partea din față sunt aceste barete sport reglabile, care mie mi-au plăcut foarte mult. Și ce să vă spun, arată foarte bine și mă bucur să mai am un ghiozdănel pentru că acum sunt foarte la modă și chiar vroiam să mai achiziționez unul un pic mai sport, iar acesta a venit chiar la timp. Mulțumesc frumos! Arată foarte fain ghiozdănelul, dacă îl puteți vedea. Stați să vi-l arăt mai bine.
Ultimul premiu de luna aceasta este o șapcă câștigată, după cum puteți bine vedea după siglă, la cei de la Heineken. A trebuit să cumpăr 6 doze de bere Heineken. Și motivul pentru care am participat la acest concurs este pentru că îmi doream să câștig bilete la UEFA Champions League, lucru care acum nu știu dacă se mai poate întâmpla, dar șapca este foarte faină, de foarte bună calitate și a fost cumva un premiu de consolare, aveau și premii mai mici pe care le puteam câștiga și acesta este premiul meu. Am văzut că au fost și gen sportiv, căști, deci premii foarte drăguțe, dar să cumperi 6 doze de bere Heineken nu este un preț foarte mic, așa că nu cred că va participa foarte, foarte multă lume la acest concurs. Deși dacă stăm în casă, e bună o bere Heineken, zic eu. Cam atât pentru această lună. Am câștigat destul de puține premii. În principiu, anul acesta nu m-am prea ocupat de concursuri, după cum bine puteți vedea. Dar sunt premii drăguțe, care mie îmi fac plăcere și care mă ajută foarte mult să nu cheltuiesc bănuți. Mai ales că toate sunt premii foarte faine, premii de care am nevoie și pe care le voi folosi, chiar și parfumurile, șapca, ghiozdănelul și ședința de masaj, sincer, chiar mi-a picat foarte, foarte bine. Cam atât pentru această lună și vă aștept la următorul vlog cu premii. Să aveți o zi faină și multă, multă baftă în continuare! Pa, pa!